JISC și UNICEF au vizitat Zemeș, una dintre cele 45 de comunități din Bacău, unde se implementează programul Servicii Comunitare pentru Copii. Am vizitat astăzi câteva familii din comunitate, să înțelegem împreună cu partenerul nostru din sectorul privat care susține acest proiect, cum proiectul Servicii Comunitare pentru Copii a adus o schimbare în viața familiilor, în viața cadrelor didactice, în viața comunității. Această contribuție financiară produce rezultate. Toată comunitatea răspunde pozitiv la aceste programe. Unul dintre copii a mărturisit că unul dintre părinți, urmare unor cursuri de parenting făcute de UNICEF, l-a certat mai puțin. Mă lasă oriunde, nu mai face nimic. Dar înainte cum era? Un pic mai rău. Și cum ești cu Frania? Și acum? Mai bine. Sunt mai fericit acum. Implicarea părinților. Sunt mult mai dornici de a ști ce se întâmplă. Această comunicare a dat rezultate. Faptul că a reușit să-i conștientizeze pe părinți că ar trebui totuși să-i implice mult mai mult în educația copiilor lor. Orice vă puneți în cap să deveniți, dacă vă țineți serios de treabă și nu uitați care este visul vostru, vi-l veți îndeplini. JISC susține proiectele UNICEF în România.